Bună, prieteni, și bine v-am regăsit pe acest canal. Eu sunt Elisa, iar astăzi vom face războiul farselor. La mulți ani! Astăzi eu îi voi face o grămadă de farse Ioanei, iar Ioana îmi va face mie. Sincer, mi-e cam frică de Ioana. Eu nu prea am așa multe idei, dar o să vedeți pe parcurs că farsele mele sunt destul de ok. S-ar putea ca Ioana să mă întreacă să facă niște farse mult mai bune, dar o să încerc pe parcurs să mă gândesc la mai multe farse mult mai interesante. Acum noi vom merge la piscină, cred că vă voi lua și pe voi și poate în piscină... Acum așteptăm să vină Ioana de la baie, ca să vedem ce face, să sperăm că nu o să-mi facă vreo farsă fix acum. Eu o să-i fac, de asta sper să nu facă și a mie. Ce faci? Prieteni, momentul să facem o nouă farsă. Este un challenge pe TikTok, mi-a dat tatăl meu ideea aceasta și Ioana nu s-a prins, i-am explicat ce trebuie să facem, cum ar fi un challenge. I-am zis că vreau să fie videoclipul mai lung și vreau să facem acest challenge și ea n-a bănuit nimic și cred că o să-mi iasă acest prank, această farsă și o să fie foarte, foarte amuzant, o să vedeți. Sunt 95% șanse să-mi iasă, deci sunt încrezătoare. Pe lângă războiul farselor o să facem și un challenge foarte drăguț. Ioana stă acolo pe șezlong și o să se uite la mine cum eu să bag bănuțul acesta în... Unde-i ca? Start. Ok, deci suntem în baia Elisei și i-am pregătit o farsă. Practic farsa mea. Voi pune punga aceasta peste duș, așa că atunci când dă drumul la duș, umple punga și îi va pune direct în față. Pune și puțin din punga deasupra găurii din gelul de duș, ca să nu mai curgă gel de duș. Cam așa arată. Nu știu dacă va funcționa super bine, pentru că gen se vede. Dar chiar sper că va merge și va fi așa gen ceva puțin amuzant. Mă duc la baie și imediat voi reveni, mă voi duce afară, ca și că nu s-ar fi întâmplat nimic. Momentan e la duș și chiar sper că farsa mea nu va fi un fail, pentru că voi fi destul de tristă. Dar mai am și alte farse pregătite. În primul rând, la mijlocul nopții sau pe la 1, așa, cred că va dormi, nu știu dacă se culcă în seara asta, pentru că sunt sigură că are și farse pregătite pentru mine, dar îmi voi schimba data de la telefon pe 26 martie și îi voi scrie cu multe conturi de Instagram și voi cere și ajutor de la prietenii mei să-i scrie la mulți ani, ca să ne prefacem așa că e ziua ei. Și a doua farsă e că vreau să murdăresc în mijlocul nopții cu pastă de dinți sau cu un marker pe față. Prietenii mă pregăteam să fac duș, iar dușul meu efectiv avea pungă pe el, dar am văzut din prima, e ok, nu mi s-a întâmplat nimic. Am văzut din prima, am râs foarte tare, iar acum am observat că... are pungă. Ok, deci nu cred că am dat fail chiar de tot. Mulțumesc pentru această farsă incredibilă. Ne vedem la noapte. Ce urât. Nu mai fac războiul prank-urilor în viața mea. M-am enervat. Foarte tare. Pentru că nu mi-a mers farsa, deci... Voi face asta. Așa, o mică revanșă, pentru că m-am enervat că nu am mers. Eu n-am putut să-mi fac dușul liniștită, efectiv, ați văzut. Ioana a filmat cu telefonul ei. N-am putut să fac nimic liniștită. Când am deschis gelul de duș, ați văzut ce s-a întâmplat. Nu mai știu ce să fac. Cred că doar noaptea asta o să-mi iasă farsa pe care vreau să o fac. Ioana?
Știu că arăt urât în momentul ăsta și îmi stă părul groaznic. E 1 dimineața, practic am luat telefonul Alisei și telefonul meu. Voi schimba amândouă dățile de telefoane pe 26 martie și voi scrie pe telefonul meu Alisei super multe mesaje pe Instagram cu la mulți ani pe conturile false. Am o grămadă de conturi false pregătite. Nu glumesc când zic că efectiv e. Elisa, la mulți ani, trezește-te. Tu 6 martie. Ai primit o grămadă de mesaje de la mulți ani, m-au trezit. Ha, e cam zan. Nu, serios. La mulți ani. E ok. Nu,